Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod de Cage Craft. Ei bine, astăzi avem ceva foarte important de făcut. Trebuie să investigăm totul pentru că s-a mărit cușca de vreo, cred că două ori s-a mărit ceva în genul acesta. Avem mult mai mult loc și ca idee sunt în casa mea de sub pământ. Cam așa arată momentan, este bârlogul meu, camera mea secretă, unde avem și enchantment table, aici ne enchantăm toate cele și bineînțeles o mini bucătărie, niște fotolii galbene, un pat, noptiere și cam aia. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel și cel mai important, nu uitați și de mărciu blană pe nocivano.ro, ediție de Crăciun, cu de toate avem cele cunoscute tricouri hanurace ghiozdane, huse, pantaloni și multe, multe altele pe primul link din descriere. Ia uite ce frumos, toată lumea este pregătită să investigăm noile zone. Hai să vedem ce zic toți. O, salutare, salutare, ce ziceți? Salutare. Domn primar, ce s-a întâmplat cu vocea dumneavoastră? Da, sunt răgușit. Mamă, a luat o rază toată lumea. Ok, nu știu dacă ați observat, dar avem un arici roșu cu noi. Da, și doarme. Da, pe lângă asta, s-a mărit cușca, așa că fiecare ne împărțim în patru locuri diferite. Domn primar, du-te tu unde vrei prima oară, alege, să investigăm zonele noi. Țipați dacă descoperiți ceva, da? Ok. Bun, hai să vedem. Fiecare într-o zonă. Bun, eu mă duc în zona asta. Era cea mai aproape de mine. Hai să investigăm totul. Deci înainte până aici era cușca și cam aia era. Nu puteam să mergem mai departe de atât. Aba nu, până aici, exact până aici, că știu că s-a luat tot dirt-ul din lume. Mă, cineva a fost aici? Wait, what? Ok, deci avem o pajiște continuă cu porci mulți și avem raton! Let's go! Bă, vreau să-mi iau și eu un raton. S-a mărit cușca destul de mult. Ok, vreau să iau ratonul ăsta. Hai cu mine acasă. În timp ce mergeam liniștit, am văzut un nume pe aici. Wait, what? Bă, am văzut ceva aici. Toată lumea la mine. Repede. Stai un pic că mi-e frică. În primul rând sunt niște flori plantate aici. Bam, am văzut un nume aici. Stai că lăsăm un pic ratonul. De urgență ne uităm. Da. Ștefane, am văzut un nume prin blocuri. Mă, ce? Cineva e cu noi în Cagecraft. Să se adune toată lumea și arma în mână, te rog. Mâinile sus, mâinile sus. Mă, ce? Cine ești? Eu, stai, cine sunteți? Mâinile sus! Alo, cine ești? De ce ai o armă în mână? Mă, ce? Cum ați ajuns în Cagecraft? What? Cine se știa? Eu pot să vă explic. Numai puțin, să vină toată lumea. Da, a ajuns toată lumea. Ok. Pe rând, vă rog. Tu prima oară. Spune-ne. Cine ești și de unde ai venit? Best FLV? Da, da. No, fii atent, eram la muncă. Ok. Și am avut o zi foarte grea de muncă. M-am pus în pat, am ațipit puțin și m-am trezit într-o peșteră acolo jos. Stați un pic pe loc, vă rog. Tu, Ioana, vrei să ne zici ceva? Da, deci eu am venit de la minat. Am minat toată ziua, am fost obosită rău. Și când m-am putut să mă culc, de dimineață m-am trezit într-o peșteră cu el. Ok, vă rog să stați pe loc și restul haideți un pic cu mine. Mă, cine să știa? Ce? Dacă ei controlează Cagecraft-ul, că n-au fost cu noi până acum. Păi da, și fix să-l apar ei să... De ce a apărut acum când... Dar voi de unde aveți arme? Eu sunt mai în urmă așa. Ai dormit un pic cam mult, Lucky. Da. Noi facem parte dintr-o grupare împotriva mutanților. Suntem pașnici de treabă. Deci dacă vreodată vezi un mutant cu care nu faci față, ne chemi ori pe mine, ori pe Cristinel, ori pe Ștefan, ori pe Basti. Ok. Bun. Ce facem cu ei, întrebarea mea? O fugit. E băgat la închisoare. Da, la închisoare. Păi vreau să văd ce peșteră. Ar fi o idee, hai să ieșim la închisoare repede. Și le promitem că cică le dăm un pat unde să doarmă. Ce? A plecat. Ha, cred că ne-a prins. Unde sunt, mă? Am plecat. Am auzit voci. Prindeți-i. Dar de unde au venit? Au venit din zona asta. Bă, am găsit ceva aici, am găsit o casă. Wait, what? 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 Jos, toată lumea. Mă, ce? S-ar putea să fie mai mulți, aveți grijă. Verificați perimetru. Ce casă? Bă, mă, ce casă ăștia? Eu aici. Și eu. Ok, cred că le lăsăm lor Cagecraft-ul și locuim noi aici. Da. Sincer. Da, mi-e super curent. Verificați dacă avem ceva pe aici.
Aseara așa mamă, mamă, ce am frigider. Ce am frigider, ia? Mâncare multă. Trebuie să văd și eu. Lăsați-mă pic să mă uit și eu, că ba, da, ne putem uita. Ok, hai, fiecare ia ce poate, ce am prins? Meatballs. Gata, am prins 7 salate și meatballs. Bun. Să aveți poftă, hai la masă. Mă, dar da, trebuie să-i prindem. Lângă Luchy. Unde se ascund? Da, nu cred că ți-am mai bun timp de masă. Bun, când găsiți pe cineva, legați, îl legați repede și strigați pe cea, da? N-am cu da. Ce să leg. Păi, îl legi și atunci tu. Atunci cu mine. Îl prinzi de mâini, îl, nu știu, îl imobilizezi. Mă, dacă-ți la noi acasă și ne distrug casele? Maniar. Primărie, uite. Uite, în față. Prindeți, 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 prindeți. Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Ești legat în momentul ăsta? Ia-l pe sus, Luchy, te rog. Te-am legat, te-am legat. Ia-l pe sus așa. Bun, haideți. Te-am legat, n-ai văzut. Vă ducem undeva să dormiți un pic peste noapte într-un loc în care o să vă simțiți super, super bine. Deci n-ai cum să scapi în momentul ăsta, ești legat, haideți. Cine sunt bă ăștia? Doar, ok, ca idee, sunt niște abonați, logic. Dar da, de unde au venit? Vreau să le aflu povestea. Nu știu parola de ei și nu știe. Lasă-l jos că... Bun, am prins eu pe Ioana. Deci n-am făcut nimic, de ce ne băgați? Nu, 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 că noi... Pare a fi pușcărie, dar momentan este o zonă securizată pentru voi. Pentru că vă povestim imediat, intrați înăuntru, vă rog. M-am lovit. Nu, lasă, că intre ei de bunăvoie. Da, sigur, dar credeți-mă pe cuvânt că tot ce v-am spus e adevărat. Deci, pentru un moment o să stați cu acest raton, o să împărțiți celula. Ideea este că, nu știu dacă... Nu, 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 nu te bată, nu te bată, ia-l pe sus, ia-l pe sus. FLV, ia-l pe sus, bun. Ok, fără bătaie, vă rog frumos, pot să-l ajos, cred, acum. Da, bun. Ok, ideea este că... Noi suntem în Cagecraft, așa se numește orașul, dacă îi putem spune, în care locuim noi. Voi de unde veniți? Noi, eu vin din Brașov. Brașov? Brașov! Mă râde. Deschideți un pic ușa, Cristinel, pentru toți. Deci, ideea este că aici este plin de mutanți și s-ar putea ca voi să fiți infectați de ce știi ce virus. Noi momentan suntem ok și de asta v-am pus în carantină puțin până ne... Asigurăm că sunteți sănătoși. Deci, Pot să vă spun ceva? Da, 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 ascult. Deci fiți atenți. Noi suntem 100%... Nu suntem, adică, nu suntem 100% infectați de mutanți. A, nu 100%, un 80%. Nu 100%. Da, ar fi ok să rămâneți un pic aici până... Cine stă de pază, vă rog? Câteva ore doar. Am camere. Fiți atenți. Noi toți o să plecăm, votăm dacă sunteți ok, dacă o să vă primim la noi în oraș. De fapt, hai să vă întrebăm prima oară, vreți să intrați în orașul nostru? Păi da, că n-avem ce să... Am văzut că e un portal ceva, albastru, nu știu. Portal? Nu mai... Ceva albastru, un perete, nu putem trece de el. Da, suntem în cușcă, dar ideea este cum de până acum nu ne-am întâlnit. Voi de cât timp sunteți acolo? Noi de astăzi, ne-am trezit acolo mai pe... A, deci are sens totul. Bun, ne întoarcem în câteva minute, ok? Da, eu zic că nu are sens. Faci un pic, Luchy. Bun, haideți mai încoace. Infecta 99 la fel ăsta. Cineva să doarmă repede dacă aveți un pat? Bun, trebuie să discutăm acest lucru. Stăm aici că nu am cred că... Am înțeles tot. Nu cred că ne aude nimeni. Bun, ce facem? Nu știu, parcă am suspicioși, nu știu. Sunt foarte suspecți. În primul rând, Ioana nu prea vorbește și eu nici nu o prea aud, nu știu care e faza. Dar nici n-are față. Da, nici n-are față, s-ar putea să fie infectată, poate nici nu-și dă seama măcar. Așa și celălalt nu știu ce să zic. Celălalt a zis că nu-i 100%, adică... e cam cum zis că e Ioana are un crafting în mână, nu știu ce vrea să facă cu el. A, tu vezi pe camere. Da, da, da. Ok, Cristine, le zine dacă face ceva cineva pe acolo. Bun, hai să votăm. Ștefane, îi primim în oraș sau nu? Cu riscul de a ne infecta și noi sau să pățim ce știi ce, să fie hoți sau poate chiar ei să conducă Cagecraft-ul? Bă, nu cred că au mai multe iteme decât noi, că abia ajung, deci da. Da, nu par super puternici. Da, Basti? Da, cred că au aceeași iteme ca mine. Să fie primiți? Da.
Da. Cristinel? Ok. Loki? Nu știu, mă cam sperie mie că o să treacă peste mine care nu prea am știe și ce, dar hai să zicem că da, da. Bă! Nu mi se... What? Și voi aveți lag? Nu. What? Ba da. Bă, cred că am fost infectat sau ceva. Am și lag, da. Bă, ce lag? Deci de când au venit ei se întâmplă lucruri ciudate. Mă, ce se întâmplă? Nu mai pot merge. Dar la creier, ce mă? Cristinel, ce se întâmplă în celule? Că creierul! Cristinel? Mamă, l-o lua de tot. Ce se întâmplă? Zic că nu, eu zic că nu mai vreau. Cristinel? Nu mai vreau nici să vină. Mă, de ce nu mai vorbește Cristinel cu noi, domn primar? Veniți în partea mea. Vino în partea mea dacă nu mai vrei lag. What? Cristinel, ne auzi? Da. De ce nu vorbeai cu noi? Mă uitam pe cameră și aveam... Loki, mă durea capul. Ok, Cristinele, ideea este că dintr-o dată, de când au venit ei, se întâmplă lucruri ciudate, eu nu mă mai pot mișca. Oh, Doamne ajută. Mă mișc cu încetinitorul și am luat o raznă, gen. Doamne. Ok, știi ce? Eu zic să mai rămâne puțin în celule. Eu zic să, nu știu, să exterminăm. Nu putem, Loki, pentru că dacă sunt oameni ok, adică dacă tu ajungeai așa, voiai să fii exterminat fără să ai drept de... A încercat măcar să trăiești? Nu, ziceam la glumă, dar totuși, nu știu. Nu prea par ok, nu știu. După ce am văzut că se întâmplă... Fiți atenți, Luke, îți dau și ție un pistol, dar va trebui să mi-l înapoiezi tot astăzi. Ok. Pentru a te putea apăra. Fiecare în rest aveți arme. Și hai să-i lăsăm să vedem ce le poate capul. Hai să-i eliberăm. Okay. Bă, nu știu, e foarte ciudat. Nu, le dăm efectiv drumul, îi lăsăm liberi. Hai, să vedem. Sunt curios ce vor face, mă. Hai. Domn primar, trebuie să vină că... Eu zic să tăcem puțin să vedem ce vorbesc. Bine, aud, gen. Păi nu, că primar deschide. E cu rijata. Mă plânge cineva. Măci. Ei n-au cum să ne audă pe noi, că este cu rijata. Domn primar, deschide ușa. Te țin fix, domnul. Flavius? Da. Te rog să ieși afară, te rog. Da. Ok, ieși tu, Ioana, ieșiți amândoi. Nu, doar Flavius. Ok. Vreau să vorbesc ceva acolo. Hai aici, în camera asta. Domn primar, va trebui să vin și eu, știți, nu? Ok, da. În rest, să venim așa, dar... stați acolo, vă rog. Dar... Deci, puneți-vă pe scaun. Domn primar! Oh. Credeți-mă că n-am făcut nimic. Dar cum s-a întâmplat toată chestia asta, gen, erai la mina sau cum? Nu, eu nu eram la mina, decât te-am înțeles, persoana cu care m-am trezit în cameră era la mina. Vino puțin, Ștefan, să vezi ce face aici Ioana. Ce s-astea? Wow. Ai dormit și te-ai trezit, gen, aici în cușcați, da? De ce pui blocuri pe sus? Am avut o construcție de făcut și mai aveam două zile să o termin. Am terminat-o în ultima zi. Nu știu ce să zic, parcă am dubios. Liniște, bă, acolo. Am terminat-o în ultima zi, aul. Așa, continui, nu-i nimic, că e o pognită așa. Ok, am terminat-o în ultima zi și eram foarte obosit, că am stat zi și noapte să muncesc de acasă. Și eu când m-am pus la somn, am ațipit și m-am trezit dintr-o dată într-o peșteră. Deci scuze că intervin, tu ești practic constructor? Da. Ok, e bine, chiar avem nevoie de constructor în oraș și fii atent. Serios? Da. Vrem să fim foarte de treabă cu tine momentan, cu Ioana nu știm pentru că n-am prea vorbit cu ea și nu prea ne-a spus multe, dar pentru că vrem să te instalezi la noi, o să-ți dăm niște mâncare pentru început. Ok, am niște legume la mine, dar nu mănânc pe 300 de pâine ai aici, ca să te țină mult și bine. Nu cred, 300? Da, stai să văd dacă mai am să-ți dau câte ceva. A, momentan cred că ajunge măcar mâncare să ai. Da. Și tu ești liber, așa zic eu, domn primar, ce ziceți? Da, e... Da, pot să ies afară, okay. Am văzut că e un oraș aici. Da, poți să umbli prin oraș, o să îți prezinte primarul. Da, am înțeles. Hai să o eliberăm și pe Ioana și să fie toată lumea ok. Uite ce a făcut Ioana, a pus acolo, acum l-a spart. What? De unde e Ioana? Aici. Cum a ieșit? Salut, e deschis tu acum?
Da, da. Ok, deschide și aici, domn primar. Ok, deci Ioana a ieșit liberă. Nu vorbim și noi cu ea? Ba da, dar o să vorbim afară, pe prea dubios acolo, efectiv nu avem loc. Bun, bine v-am găsit în Cagecraft, Ioana și FLV. Pe tine te cheamă Flavius sau cum te cheamă? Da, Flavius, da. Bun, bine, deci Ioana și Flavius, acesta este orașul nostru umil. Aici e secția de poliție unde ați fost voi închiși. Voi momentan... Spune? Da, spune. Cum se numește? Că am uitat deja. Cagecraft. 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 Ah, Cagecraft. Adică cage de la cușcă și craft, că gen craftăm și facem da, chestii, ok. Da, da, da. Bun, puteți locui în momentul acesta aici, pentru că aici am locuit noi la începuturi, acum 2 săptămâni. Da. Avem camere libere. Și domn primar vă va prezenta în rest orașul. Bun, eu o să plec un pic de aici, pentru că vreau să inspectez puțin zona aia, casa lor. Cât timp ei sunt ocupați în momentul ăsta, pot să iau armura pe mine. Și vreau să văd dacă mai sunt și alte zone de genul acesta. Deci casa lor este undeva acolo. Uite că se și văd scările. Cușca înainte era până undeva aici. S-a mărit până acolo. Și aici este casa lor. Întrebarea mea este, chiar au fost teleportați de acum o zi, două aici? Sau locuiesc de mult timp aici? Întrebarea mea e totuși, cum de-au construit toate chestiile astea? Adică, au chestii mai șmechere decât avem noi după 2 săptămâni. Aici voiau să-și construiască o baie? Din câte văd, totul era în construcții. Aici un urs? Știi ce o să iau ăsta? O să-l iau pe ăsta ca suvenir. Bun. Deci au covor. M-aș uita dacă sunt ceva chestii secrete pe sub covor. Dacă au o altă cameră secretă, cumva. Nu pare. Hai să punem la loc. De preferat ar trebui să las totul exact cum am găsit. Să nu dau de bănuit. Da, cred că așa era, nu? Să sperăm că da. Mă mai uit și aici. Am o metodă mai bună de atât. Dar nu, că stric prea mult. Nu, aia, trebuie să luăm fiecare carpetă în parte și să verificăm totul. Ok. Totul pare în regulă. Spuneți-mi cum credeți voi că au ajuns aici în Cagecraft. Eu sincer să fiu cu voi. Ori cred că sunt infiltrați ceva de la cei care au construit toate chestia asta, că nu cred că e întâmplător nimic aici. Ori pur și simplu au fost și ei prinși de ceva timp și mint că au fost prinși doar de o zi sau ceva. Și cumva au fost mai multe cuști separate. Și acum noi ne-am unit sau ceva. Văd că uite, bă, ia câte chestii au pe aici. Ce e asta? Vezi că astea ne trebuie și nouă. Noi n-avem așa ceva. Ce avem? Avem broccoli. Mai avem salată, mai avem ardei și cam atât. Aici văd pepeni. Dă și pepenoii, că sunt bineveniți. Oare să mai fie și alte lucruri pe aici? Interesant, uite, până și au farfurii de diamant, ce să stea? Bun, hai să mai verific fiecare chestie, să vedem dacă mai găsesc nebunii de ale lor. Bă, da, uite, câte patru sunt? Una, două, trei, patru, cinci, șase. Trebuie să mă duc de urgență să vorbesc cu ei. Ei sunt doi și sunt șase paturi. Ceva îmi spune că nu sunt doar ei doi. Ok, unde e armura? Bum. Hai la ei de urgență. O să-l iau deoparte pe Flavius și o să încerc să vorbesc cu el. Flavius! Dar cât sunteți în oraș? Flavius, aș dori să vorbesc cu tine. Da. Hai un pic. Da, și ce e asta? Lucky, o să discutăm imediat. Da, hai un pic, Flavius. E cam strălucitoare, mă doare ochii. Vă rog în rest să nu veniți, hai, 2 secunde. Am de întrebat ceva. De fapt, știi ce, domn primar, puteți veni. Da. Nu cred că o să vină. Bun. Flavius, am o întrebare pentru tine. Da. Dacă tu o să-mi răspunzi pe bune și nu o să mă minți, o să fim prieteni. Dacă nu... Da. O să fie rău de tot pentru tine, pentru că am ceva putere în Cagecraft și pot să fac să fie bine sau să fie rău. Dar eu aș vrea să fie bine. Da, sigur. O să spun o întrebare și tu trebuie să răspunzi direct, pentru că dacă durează prea mult, o să cred că mă minți. Ok. Da. De ce sunt 6 paturi în casa în care v-am găsit pe voi? Crede-mă că nu știu nimic, deci m-am trezit acolo și efectiv fără niciun sens. M-am pus să dorm și m-am trezit acolo. Flavius, ce... Da. Va trebui ceva timp acolo să construiești. Deci vrei să-mi spui că tu nu te-ai întâlnit decât cu Ioana până în punctul ăsta? Da. Și nu mai există nimeni altcineva?
Nu, nimeni. Din câte știi tu cel puțin. Da, din câte știi. Dar nu trebuie să stai așa, trebuie să stai așa drept, să povestim ca lumea, că pare că ți este frică sau ceva. Da, era puțin așa. Dar e ok, nu, nu trebuie să-ți fie frică, dacă spui adevărul, totul va fi perfect. Bine. Bun. Deci nu știi să mai existe altcineva în afară de Ioana? Nu, nu știu. De când ești tu acolo, doar Ioana a fost lângă tine? Da. De ce sunt 6-4 totuși? N-ai întrebat-o pe Ioana? Nu, nu ne-am pus întrebări. Ok, bine. Mersi. O să te mai întreb alte chestii, să nu pleci prea departe. Bun, hai să vă spun și vouă ce mi-a răspuns. Voiam să nu intervină nimeni. Ideea este că acolo erau 6-4 înăuntru și ei sunt doar 2. Cam suspect. Păi da. Acum o să vorbesc și cu Ioana. Ioana, de ce erau 6-4 acolo, ne poți spune? Să ajungă. Nu mai puțin, Luchy. Trebuiau să fie, cred că, mai mulți oameni, doar că cred că ne-am teleportat doar noi. Ok. Dar cine a plănuit să vă teleportați? Cine a plănuit să ne teleportăm noi aici, că nici noi nu eram? Da? Poate mai bine pe parcurs. O, ce pus să ningă. O, zăpada! Wow. Jingle ok. Bell. Ideea este că s-ar putea să fiți și voi niște victime la fel ca noi, sau s-ar putea să faceți parte din cei care ne-au răpit sau ceva. Dar nu, eu mă întreb cine face chestia asta. Și eu mă întreb exact același lucru. Bravo. Bun, momentan să fiți cu ochii pe cei noi. Cei noi, dacă aveți nevoie de ceva, orice, veniți, discutați cu noi, vă ajutăm cu tot ce aveți nevoie, dar momentan locuiți în casa asta mare, v-am zis. Da, am o întrebare. Da, te ascult. E ceva normal să purtați acele... la voi? Arme. Da. Flavius, aceste arme sunt aparțin grupării împotriva mutanților. Nu știu dacă voi ați văzut până acum, dar există... Putem intra și noi în gruparea aceasta. Momentan nu sunt locuri, din păcate, suntem 4, v-am spus cine face parte, dar în viitor vor mai fi locuri. Bun, ca să-ți răspund ție, Flavius, sunt foarte mulți mutanți pe aici și noi, tu dacă vezi un mutant, trebuie să chemi un membru al grupării să-l distrugă, da. Pentru că n-ai cum să-l bați cu mâinile goale. Deci pentru protecția noastră. Da? Puteți bate mobi normali, precum scheleți, creeper, zombie și dropează bani. Ar trebui ca domn primar să vă dea, cum îi zice, portofele. Portofel, mai are. Da. Da, aș avea și o nevoie niște portofele, că n-am. Ok, cineva să doarmă. Poți să de loc ca Flavius și Ioana. Da, și cam atâta. Așa. Sau nu mai am unul. Bun, mă uit eu să văd dacă mai am. Bă! Bă, fugiți! Aolo. Toată lumea la adăpost! Aolo, cine e ăsta? Ce caută? What? Cine e ăsta? Fugiți! Bă, dar ce vine după mine? Ajutor! Gruparea! Trageți! Trageți! Bă, de unde a venit, mă, ăsta? What? Vai de capul meu. Bă, nu e ok ce se întâmplă. Se întâmplă lucruri din ce în ce mai stranii. Faza e că nu știu exact unde. Ia. F3B. Sau cum era. Hitbox-ul. Văd hitbox-ul. Gata, mă. Gata, perfect. Apăsați F3B ca să vedeți hitbox-ul. Vai de capul nostru. Bă, frate. Ok, e pe mine. E perfect, e pe mine acum. Dați-i că e pe mine. Toată lumea, rupeți-l! Oh my god, bă, frate, bă, aici... nu prea se descurcă gruparea. E foarte puternic, Revenger-ul, n-ai idee. Da, ai încredere. Ai încredere în grupare. Haideți. Mă, de unde a venit, mă, ăsta? Cred că din cauza că n-am dormit la timp. Bă, frate, câtă viață are, bă! Inuman. Deci ce, da, ce se întâmplă aici, inuman? Mă, mori odată! Bă, frate, câtă viață poate avea? Aș putea să dau cu sabia, cred că l-o mor mai ușor. Sincer.
Deci chiar cred că l-o mor mai ușor. Tare, bine! Mor. Luați XP-ul, luați XP-ul dacă prindeți. Nu, cred că, nu, cred că mai e, s-a dus. S-a dus. Mi-a reparat mie armura și mi-a dat mie ceva level. Ok, Lucky, ce zici? E bună gruparea? Da. Deci crede-mă, are la viață de n-ai idee. Dacă n-am avea noi arme și armura asta, ar fi imposibil să facem față. Dar ce cu armura asta? Zici că e un dragon din Nether. Da, 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 poți liniștit. Lucky, am găsit această armură undeva bine ascunsă cu un mesaj pe care încă nu l-am dat public, dar odată și odată o să vă spun povestea armurii. Ideea este că doar eu am voie să o folosesc, așa scria în carte, doar cel care o găsește o poate folosi împotriva mutanților. Și ce se întâmplă dacă folosește altcineva? Nu pot să zic momentan, dar știu. Ok, cam suspicios. Cam toată lumea e suspicioasă acum. Lucky, tocmai ai venit în oraș și ai dormit 7 zile și noi suntem aia suspicioși. Da. Ok, știi ce? Bucură-te că ești apărat măcar și încearcă să îți pornești tu o viață aici. Încerc. Bună, zi bună. Ia vezi pe Flavius. Este și Ioana pe aici. Bun, a și nins între timp. Bă, frate, s-au întâmplat de toate. Au venit oameni noi, am găsit secrete, am găsit bază secretă. Ne atacă un Ravager de nicăieri, out of nowhere. Ok, asta a fost insane. Bine că l-am putut bate și bine că eram toți pe fază. Mie mi-a distrus extrem de mult armura. După aia s-a reparat din cauza că am mending pe toate piesele. Insane, insane, insane. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel, spuneți-mi dacă v-a plăcut. Și cel mai important, nu uitați de cel mai blană mărci. Avem mărci cu de toate noi, de la huse, la ciorap decorativ de Crăciun, toate chestiile pe nocivano.ro. Toate cele bune. Și pa, și pa.